Consilierii județeni au aprobat în ședință ordinară din data de 28 aprilie cumpărarea unui teren intravilan situat în Călăraș, strada Prelungirea București, numărul 162, în suprafață de 1365 metri pătrați. Terenul a fost achiziționat la prețul stabilit în raportul de evaluare înregistrat la Consiliul Județean Călăraș, la prețul de 10,79 euro pe metru pătrat plus TVA, la cursul valabil în ziua încheierii contractului de vânzare-cumpărare. Terenul va fi folosit pentru extinderea drumului județean 306A în zona Martifer. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui teren în suprafață de 1365 metri pătrați. Buget finanțe aviz favorabil, nu sunt amendamente. Avem o solicitare. Doamna președintă Amelia Giurcan solicită documentația cu privire la 306. Ce solicitați în concret? V-am făcut și o cerere pe 544. Acum 3 săptămâni a fost lăsată la... Ce am solicitat în cerere, am solicitat și ieri în comisie. Sunt documente... Conform legii 544, dacă sunt documente clasificate ale Consiliului Județean, nu o să puteți să primiți decât ce prevede legea 544. O hotărâre? N-am terminat. Sunt la primul mandat și... Domnișoara Boboc a explicat foarte clar. Noi vorbim aici despre achiziționarea unui teren. Punct. Ce legătură au acele documente pe care le solicită dumneavoastră cu achiziționarea acestui teren? Nu știu, nu văd legătura. Deci dacă mă lasă colegul să termin, o să-i explic. Am crezut că am înțeles de ieri. Terenul ăsta nu-l achiziționează Consiliul Județean să cultive niște pomi pe el sau... Bănuiesc că colegul are informații despre folosința acestui teren. Eu am solicitat niște documente, nu știu cât de secrete sunt, la ce vă referiți dumneavoastră, sunt documente secrete. O hotărâre de Consiliul Județean? O hotărâre de Consiliul Județean este publică și o puteți vedea oricând. Nu am găsit-o. Mai sunt documente. Un certificat de urbanism, mi se pare că este un lucru... E un document public pe care puteți să-l obțineți la primărie. V-am făcut dumneavoastră deci o cerere. Deci faceți o solicitare la mine ca președinte să vă aprob studierea dosarului de la Direcția Tehnică. Am făcut cerere pe 544. Nici nu mi s-a răspuns. Nici mi se va răspunde în 30 de zile. Sunt documente secrete. În 30 de zile. Okay. Da, mi se va răspunde și vă dăm răspunsul așa cum furgece. Ca să facem referire la proiectul numărul 6. Da. Da. Tocmai am adus în discuție aceste documente pe care le-am solicitat pentru că dorim să votăm fundamentat. De fapt, ăsta este rolul nostru aici. Să știm ce votăm. Atâta timp cât avem certificat de urbanism, avem autorizație de construcție, avem tot. Era simplu să mi se pună la dispoziție, atâta timp cât nu le-am găsit pe nicăieri. Bun, vă mulțumesc pentru asta. Dar atâta timp cât nu ni s-au pus niște documente la dispoziție și totul s-a făcut așa într-o secretă, în manie și avem niște suspiciuni legate de acest drum județean și de investiția de acolo. Sunteți în alianță cu PNL-ul cumva? În niciun caz cu PSD-ul. Nu știți? Când s-a dat autorizația de construcție, tu ai fost administrator public. Nu, când s-a dat autorizația de construcție, în octombrie 2020. Atunci îmi pare rău, rectific eu. Dar până la autorizația de construcție, mintosule, nu știi, cu actul de vânzare-cumpărare, Dinulescu a semnat actul de vânzare-cumpărare. La voi știți tot. Dinulescu, ca și semnatar acestui act de vânzare-cumpărare, poate la doamna notar să ducă să iau copii, dacă doriți, în cadrul partidului, să aveți documentele la prim nivel și originale. Dar nu asta, să le avem originale, că nu finanțe. Vi le pun la dispoziție. Deci dacă le pune la dispoziție... Da, nu, avem aici o intervenție. Da, domnul Ieremia. Bună ziua, în primul rând, stimați colegi, domnule președinte. Nu vreți să fim catalogați gen Gică Contra împotriva tohului dumneavoastră. Vrem să votăm la cunoștință de cauză, într-adevăr. Ce spune și colegul de la PSD, este o achiziție de teren acum, dar noi știm ce va urma. Întrebarea mea pentru dumneavoastră, în momentul de față, pe acest teren s-a executat lucrarea adiacente drumului sau în direct legătură cu drumul județean? Da, sunt efectuate cu acceptul proprietarului. Deci nu vrem să fim catalogați că nu vrem să votăm. Vrem să votăm, este un drum util. Drumul a fost construit cu acceptul proprietarului, mi s-a dat acceptul adresă soție care sunt proprietarii acelui teren, da? Eu cred că dacă dumneavoastră nu vă dați votul, eu cred că pot să-i conving să facă și donații. Dacă doresc, deci oricum este subevaluat teren, clar. Asta e problema. Oamenii au acceptat un preț subevaluat. Oamenii au acceptat
în orice condiție și consider că dacă dumneavoastră nu doriți acel preț pe care expertul a stabilit, ținând cont de zona de poluare și a pus multe elemente care a scăzut prețul terenului, a fost de acord cu evaluarea făcută de către Consiliul Județean să cedeze acel teren pe cale amiabilă, numai să putem să-l achiziționăm, să putem să întregim drumul județean 306A. Trebuie să vă mai spun un singur lucru. Drumul județean, după ce va fi realizat, el va fi predat tot cu aprobarea dumneavoastră Municipalității Călăraș. Iar Municipalitatea Călăraș trebuie să-l transfere Companiei Naționale de Drumuri Naționale, CNAIR, pentru că el are o clasificare. DN3D. Da, deci, dacă vrem cu adevărat să reparăm greșeala care s-a făcut în 2005, greșeala din 2005, când s-a predat un bun din patrimoniul Siderca către CNAIR, de către Primăria Municipiului Călăraș, neavând carte funciară, la momentul ăla nu funcționau aceste abordări ale cărții funciare în care să identifici bunul cert și cu extrase de informare de la OCPI. S-a predat un proces verbal, s-a făcut la momentul ăla transferul prin hotărâre de guvern, iar la momentul ăsta, noi, ca să putem să cheltuim banii Consiliului Județean, a trebuit să-l cumpărăm, să-l clasificăm și să-l punem la dispoziția cetățenilor prin modernizarea lui. Aș vrea să fac o paranteză, dacă mi-este permis. Trec zile cu acest drum, într-adevăr este foarte util. Aș vrea să adresez felicitări, în primul rând, pentru efortul depus celor de la drumul și poduri. Am văzut ce herup s-a făcut acolo. Stratul de uzură și stratul final, într-adevăr, este cel puțin ca grosime, că am trecut din mașină, din mersul auto. Destul de consistent stratul. Acum să vedem cum se va comporta el în perioada de exploatare. O paranteză până la recepție cu acele borduri, să mai fiți puțin mai atent sau mai îngăduitor, să le repare sau să le refacă. Păi aici pe acolo nu s-au mai deplasat deja sau... Trebuie să refăcute și trebuie pregătit pentru trotuare. Vom continua cu trotuarele pe stânga și pe dreapta și vom veni cu umplutură ca să putem să susținem rezistența acestor borduri. Există cumva și o pistă în proiect? E și pistă de biciclete. Exact, proiectul domnului Deculescu. Că te consilieri cei noi ăștia mai tine. Nu prea avem de unde să știm ce prevede. Domnul Deculescu știe că el a venit cu inițiativa și chiar a amendat proiectul, că noi l-am dorit, l-a amendat cu pistă de biciclete și cu trotuare pentru pietoni. Da, Mali. Da, știu de proiect. Nu e nicio problemă. Singura problemă... Ca să includem publicul... Singura problemă, de știm de proiect, am explicat și colegilor, singura problemă este dacă acest proiect a fost aprobat ca și indicator tehnico-economic în Consiliul Județean. Nu știu, a fost, s-ar putea. A fost aprobat la momentul când am aprobat proiectul mare până iar la piscicola. L-aveți aprobat ca investiție sau ca reparație? Ca investiție. E investiție cu autorizație de construcție din banii de reparații pe care Consiliul Județean îi pune la dispoziție drumul județene. Chiar dumneavoastră ați votat o hotărâre, n-ați votat hotărârea de delegare de gestiune a drumurilor județene și a tot ce înseamnă reparații și nivelul prețurilor pe care noi l-am stabilit prin Consiliul Județean și prin raportul pe care vi l-am pus la dispoziție. Votul dumneavoastră a fost împotrivă. Înseamnă că nu sunteți de acord cu modernizarea Călărașului. Înseamnă că dumneavoastră aveți alte criterii și alte principii. Mulțumesc, domnule Eremia, pentru aprecieri. Da, s-a făcut un mare efort. Domnule județene, trebuie să le mulțumim pentru că împreună cu mine am găsit o soluție să căutăm formula cum putem să nu ținem traficul blocat mai multe zile și atunci am trebuit să facem contract cu 3 stații de asfalt. E vorba de stația de la Legliu, de cea de la Canton și cea de la Calea Ferată. Deci am făcut cu toate 3. Stația drumurilor județene e o stație veche care produce 200 de tone pe zi și însemna un timp foarte mult de a putea să venim cu asfalt de la drumul județene și am contractat pentru a ține traficul deschis și a-l bloca decât 2 zile. Aici trebuie să le mulțumesc cetățenilor județului Călăraș că au dat înțelegere și nu, să spunem, nu ne-au înjurat sau să ne creeze probleme în trafic. Să avem accidente, să avem lucruri care să nu funcționeze. Da, aici acest drum trebuie să le mulțumesc consilierilor PNL, parte de noi sunt și astăzi în Consiliu, pentru că ei au avut inițiativa și au vrut să rezolve acea problemă la intrarea în Călăraș, consider că
Putem? În zona de parc. Da. Vreau să vă mulțumesc, nu, pentru că parte din domnul Cușcașu, sunteți la primul mandat, dar Chiriță, Deculescu, Dinulescu, sunt cei care au avut inițiativa la timpul respectiv și au considerat această, să spunem, investiție pentru intrarea în călăraș dinspre Piscicola oportună la timpul respectiv. Au fost câteva lucruri care nu au funcționat la municipalitate, lucrurile le știți cu toții, s-au blocat, s-au făcut plângeri, s-au blocat autorizațiile, s-au respins autorizațiile, mă rog, ca de fiecare dată trebuie să existe și o dorință de stoparea unei investiții pe care parte din Consiliul Județean a considerat-o oportună la timpul respectiv. Primăria n-a văzut-o oportună și atunci în momentul ăla a fost un conflict care s-a stins în octombrie 2021. 2020. Cred că asistăm în mod clar la un proiect de hotărâre unde politicul, problema politică e pusă clar în fața interesului nostru al cetățenilor din Călăraș, din județul Călăraș. Adică nu înțeleg cum în mandatul trecut consilierii care sunt prezenți în sală chiar au inițiativa și aprobă un proiect de hotărâre care se desfășoară acum și acum pe baza unui teren care este și subevaluat și spun și lucrul acesta și foarte, foarte important, este vorba de un drum de utilitate publică. Deci nu se folosește pentru altceva. Este un drum de utilitate publică. Și acum ne schimbăm în gândire, nu mai este oportun, nu mai este de utilitate că facem parte dintr-o altă echipă politică. Am o mare rugăminte către toți colegii. Păi, când avem interesul nostru al cetățeanului, hai să punem pe primul plan treaba aceasta și pe urmă punem problema politică dacă luăm un vot în plus sau, nu, sau un vot în minus prin acțiunile pe care le facem. După părerea mea, un proiect de hotărâre foarte important care duce la finalizarea acestui proiect, repet încă o dată, aprobat de unii consilieri care acum spun că nu sunt de acord, și care este util pentru comunitatea noastră. Dar nu am votat, încă nu s-a supus la vot. Vă rog să nu mai trageți dumneavoastră concluzii. Înainte de a vota. Dar nu trebuie să anticipați. Nu, deci domnul consilier se pronunță înainte de a vota. Dar la nivelul la precedente. Domnule președinte, eu vreau să-i atrag atenția domnului consilier Dumbravă că noi n-am fost consilieri județeni și eu, unul sincer, v-am spus din tot sufletul, puneți-ne documente, că nu e litigiu, pentru că noi am fost, așa ni s-a transmis, că este litigiu acel și noi nu vrem să dăm cu subsenatul. Nu că nu-l votăm. Deci noi îl votam din tot sufletul, din prima ședință că am spus atunci. Care drumul 306 da. Votat domnul Dumbravă e dus în eroare. Eu n-am vrut să-i atrag atenția când a spus nu, cu ei că o apar. Lăsați-mă puțin. Domnul Dumbravă, a spus viceprimarul Călărașului, domne. Și vrea și judecați aici cu ei cu apa. Am zis altceva. Dar totuși dumneavoastră ați avut o funcție la primăria Călăraș și la urmă judecați pe apa și la reducerea. Nu ați înțeles. Păi nu, dar ați vrea să ne reducească voi. Unii consilieri care sunt în noi. Noi nu știi ce se întâmplă. Nu vreți să dăm cu senatul pe la judecătorie sau temir ce. Dar nu că nu le votăm. Deci, ce a spus Dumbrav, a spus de oportunitate și ce înseamnă cetățeni. Ce spui tu acum e un proiect de hotărâre în care vecinătatea domnului existent. Și noi l-am analizat cu toții consilierii USR și PNL l-am analizat cu toții și noi am căzut de acord, de comun acord, pentru că trebuie votat, pentru că pe acel drum circul și eu, circulă toată comunitatea și toată Călăraș. Dacă este o problemă, nu este cu această bucată de 1000 de metri. Dacă va fi o problemă viitoare, va fi problema cu cumpărarea pe care Consiliul Județean a realizat-o în 2018, două bucăți de drum în fața la SIAT și porțiunea cealaltă până la unde s-a realizat drumul, două cărți funciare pe care Consiliul Județean le-a cumpărat. Dacă este o problemă de nelegalitate sau de judecată, există pe aceste două porțiuni, nu pe ceea ce aprobați dumneavoastră astăzi. Astăzi există o carte funciară separată care era în vecinătatea drumului, dar nu făcea parte din obiectul respectiv. Ca de exemplu, eu am luat legătura cu... Aveți certificat de carte funciară de informare, aveți? Da. E liber de sarcină acest teren. Nu are nicio problemă acest teren pe care noi l-am cotizat. Eu, județean, am vorbit cu băieții de la Cumora, care m-am înțeles că lucrarea e făcută de ei și mi-a spus exact după ședință că a văzut că noi nu l-am votat și mi-a explicat că acel drum nu e litigiu și că e liber de sarcină. N-a nicio legătură. E în vecinătatea acelui drum. E, ca
dar acel drum poate să existe o nemulțumire sau o reclamație ale municipalității de la acea dată și cred că e depus o plângere penală, dacă mi-aduc aminte, domnul Declescu. E depus o plângere penală pentru că se lucra fără autorizație de construcție, știți. Ce avem autorizație de construcție? Nu are obiect. Adică, cred că... Nu știu. Dar, deci, se lucra pe acel drum fără autorizație de construcție. Dumneavoastră... Nu avem autorizație acum. Păi dacă aveți autorizație, este o problemă rezolvată de către dumneavoastră. Singura problemă că dacă aveți o autorizație pe reparații și nu aveți o autorizație pe modernizare, va fi altă problemă. Șterge tot ce va fi altă problemă. Și dă-i copie pe autorizație la terminarea ședinței. Te rog frumos, domnul Deculescu, să vadă autorizația de construcție. Da? O am. De ce nu mai... Singura problemă că dacă este pe reparație, nu știi, da? Nu e pe reparație, e pe planul de investiții ale Consiliului Județean, da. Pe tot ce înseamnă delegarea de gestiune. Da. Dacă mai sunt intervenții pe acest proiect de către proiectul numărul 6. Mai sunt intervenții? Nu mai sunt intervenții? Tot două treimi și aici. Da, secretarul a specificat, avem nevoie de două treimi, e vorba de patrimoniu, de cumpărarea bunurilor. Pentru proiectul numărul 6, cine este pentru, abțineri sau împotrivă? Cine este pentru? Cine se abține? Abținere? Împotrivă? Eu nu particip la vot. Deci, o abținere și o neparticipare la vot, deștea pentru... Milu pentru. Ichim nu participă la vedea asta. Nu, e pe drumul drum național, drum con... Dar n-ai, drumul e... N-are, dar nu o să participe, e părerea. Cine îl atenționează pe... Atenționează pe... Se spune, nu participă, sau ce? O să... Miru pentru, deștea pentru, Ichim nu avem minutul. S-a făcut. Atunci înseamnă neparticipare. Cu două neparticipări la vot, cu un vot împotrivă și... O abținere. Nu m-a a fost vot împotrivă de care spune. Abținere. Cu două abțineri și cu două... și cu un vot împotrivă. Cu două neparticipări și o abținere. Ichim pentru. Bine. Stați puțin așa. Acum avem așa. Deci, Chiriță, deci nu participare. Bună participare. Deculescu, ai abținere? Atât. Și Ichim o abținere. Nu, nu e abținere. Unul o abținere și un vot împotrivă. Da, da. Nu împotrivă niciunul. Nu, nu. O neparticipare și o abținere. Și o abținere. Cu neparticipare la vot și cu o abținere... Și cu 29 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Da, felicitări, vă mulțumesc. E pentru întregirea acelui drum. Noi investiția deja am făcut-o cu acceptul proprietarului, am luat acceptul proprietarului din notariat. Varianta, dacă nu primea votul astăzi, varianta era să dea donație Consiliului Județean. Deci familia Dragnea, vreau să le mulțumesc că am intrat în discuții cu domniile lor, cu doamna și cu domnul Dragnea, Dragnea Dan, e vorba de familia Dragnea, au promis că îl va face donație Consiliului Județean dacă nu va primi votul să poată să fie, să spunem, despăgubiți pe o porțiune de drum în care noi am făcut acea redresare, să numim noi, în baza solicitării Poliției Rutiere, în care ne-a solicitat ca să nu mai avem curba așa de abruptă, încât să evităm accidentele viitoare.